Proiectele Consiliului Județean Mehedinți pentru modernizarea infrastructurii de sănătate și stadiul investițiilor au ajuns în atenția Ministerului Sănătății. Astfel s-a decis alocarea unui sprijin financiar în valoare de 9 milioane de lei județului Mehedinți. Banii vor acoperi costurile pentru continuarea lucrărilor la clădirea fostului Spital Orășenesc Vânjumare. Intențiile, implicarea și efortul financiar al Consiliului Județean Mehedinți pentru modernizarea întregii infrastructuri de sănătate au fost apreciate de reprezentanții Ministerului Sănătății și, în primul rând, de către Alexandru Rafila, astfel încât s-a decis alocarea unui sprijin financiar în valoare de 9 milioane lei județului Mehedinți. Banii vor acoperi costurile pentru continuarea lucrărilor la clădirea fostului Spital Orășenesc Vânjumare, unitate care funcționează în prezent ca secție externă a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare, prin care își exprimă mulțumirea pentru sprijinul financiar oferit județului Mehedinți de către Ministerul Sănătății. Îi mulțumesc domnului ministru pentru sprijinul pe care îl acordă județului Mehedinți. Este primul ministru al sănătății care a înțeles să vină în sprijinul românilor cu măsuri importante pe termen lung și primul ministru care investește în modernizarea unităților medicale din județul Mehedinți. Suma alocată este importantă nu doar din punct de vedere financiar, ci este și un mesaj de susținere a demersurilor Consiliului Județean Mehedinți pentru ca locuitorii județului să beneficieze de servicii medicale de calitate. A transmis Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, pe pagina sa de socializare. Modernizarea infrastructurii de sănătate a fost mereu pe primele locuri în atenția Consiliului Județean Mehedinți, condus de Aladin Georgescu, iar acest lucru se reflectă în numeroasele investiții realizate de-a lungul timpului. Iar în acest moment, odată cu sprijinul acordat județului Mehedinți de către Ministerul Sănătății, vor fi acoperite costurile pentru continuarea lucrărilor la clădirea fostului Spital Orășenesc Vânjumare, unitate care funcționează în prezent ca secție externă a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin.